Când scoteai picioarele de acolo, te rugai să nu-ți rămână bocanci în urmă. Așa, extreme, n-am făcut. Am înțeles că acum e antrenament din ăsta să fii, să devii bărbat alfa. Băi, cu gheață, stai la minus 10 grade în kilos de tablă, să faci tot felul de lucruri de genul ăsta, că asta te face bărbat. Desigur, nu ești tu bărbat dacă ești, ieși din peșteră. Asta alo, Evu Mediu! A sunat prezentul, sunteți bine acolo. Lip gloss. Nou lip gloss de la Sephora. Cumpărați-l chiar astăzi. Andrei n-a venit să-și ia jucăriile. Cred că vine astăzi. Salutare, bine ați venit la vlog, domnilor și domnilor. Ce vreme avem afară? O minunăție și alta, nu? Haideți să o așa, haideți să o așa. Zăpada e la fel, e bognă, nu poți să faci nimic din ea, nici măcar un bulgăr nu poți să faci, că se sparge pur și simplu de fricție. Da, am luat chei, am luat chei. Sigur? Am luat chei, uite aici, uite-le. Am pus mașinuța la dezghețat. Au dat câte gheață avem pe aici. Am mai spart landlord-ul, dar tot au rămas petice, petice. Alunecă pantofii tăi? Puțin, puțin, dar m-am descurcat glorios, domne. Două grădulețe scrie acolo. Și cu toate astea fric de sparge. Bine, în mașinuță îmi place, e cald, e foarte cozy. Hai să plecăm spre răpirea din Sărai. Pentru că l-am răpit pe Doru, vreau să... Surprizele, bineînțeles, continuă ziua de naștere. Nu e o singură zi, e o săptămână, o lună, cât vrea mușchiul meu. Îl răpesc astăzi, îl duc într-un loc care ne e foarte drag nouă. Și după aia iarăși nu știu unde îl duc, dar... Ho, 47 de minuțele! Uitați ce zăpadă avem noi aici. Să simțim că avem și noi iarnă în sfârșit. O zăpadă care e foarte stătornică. Vreau să vă spun că de când am tot plecat din Sheffield, n-am mai nins, dar văd că stă datorită gerului. A fost un ger cumplit, cel puțin aseară, eram pe drum spre casă și la un moment dat sunt de o zonă în care erau minus 10 grade. Dar tractorul a făcut față extraordinar, ce-mi place să mă dau cu tractorul. Hai să vă zic și ce boacă ne-am mai făcut eu între timp, pentru că, bineînțeles, mi-am comandat, știți că v-a arătat Doru acum vreo două vloguri, ce citesc eu pe Kindle. Acea carte pe care am luat-o de pe Amazon și care este într-o variantă oribilă de citit, pentru că este extraordinar de mic scrisul din cauza faptului că are desene prin ea și tot felul de scheme. Nu e nicio problemă, nu o citim așa, dăm comandă de carte în format fizic și vine imediat. Este o carte destul de vechiuță, prin urmare nu este în stoc pe nicăieri. Și m-am uitat la Waterstones și am zis, bun, o aveți, o aveți. În stoc, nu. Și atunci am zis, bun, atunci dau comandă să click and collect. Nici click and collect nu s-a putut, dar s-a putut livrare acasă. Țineți minte acest gând, acasă, da? Bun, dau eu comanda frumos, nu numai că dau comanda, dar plătesc 3 lire și ceva să vină în 24 de ore, într-o zi, două, ceva de genul ăsta, cu Royal Mail. Royal Mail care, atunci când am comandat-o, am comandat-o sâmbătă, deci practic clar duminică nu venea, deci nici un 24 de ore, am zis, bine, vine luni. E, luni, Royal Mail, grevă! Aia au grevă Royal Mail, bine, a fost foarte amuzant ieri la știri, cineva spunea că e ca un advent calendar, grevele aici în UK sunt în fiecare zi și nu știi ce grevă ai, azi ai nurses, mâine ai Royal Mail, poi mâine ai transporturi și tot așa. Și azi, bun, lasă, nu vine luni, vine marți, plecăm de acasă, mergem în Londra, stau eu, aștept, zic, mă, m-o-i primi și un mail când o să livrează, ieri ce credeți, vine mailul. S-a livrat cartea, fericită, nevoie mare, merg acasă cu mult spor și cu entuziasm, zic, stați să vedeți ce găsesc eu, cărticica mea livrată. Când zice, doar o deschide, târziu fiind în noapte, cum am ajuns acasă, deschide acolo, nu card de la Royal Mail, nu la vecini, nu pe nicăieri coletul. Deschid tracking package și văd că mi-au lăsat o poză. Când mă uit la poză, era coletul meu, bineînțeles, pe care scria foarte mare așa, Delia Moraru, eu, persoană, pe o persoană fizică. Lângă care erau multe, multe colete de DHL. După care am avut așa un feeling de familiaritate și am zis, mi, dar eu știu și covorul ăsta și coletele astea de DHL. Cum să pun eu lucrurile astea împreună, că nu știu unde, unde-i Dumnezeu cartea mea? Clar nu e la vecin. Cine primește din vecină atâtea colete de DHL? După care îmi stau și mă gândesc și mă duc în con la Waterstone și zic, ia să văd eu unde e adresa de livrare. Ce credeți? Adresa mea de livrare e lăsată de când am plecat de la ultimul meu job, așa. Prin urmare, cartea mea a fost livrată la jobul meu anterior. Cred că oamenii s-au crucit când au găsit o carte, un colet, mă rog, nu cred că au deschis coletul. Și au zis, băi, dar asta parcă o știm de undeva, e nebună aia de la Fidanță. Am adresa ta, poți să-ți trimită cartea? Da, sper că mi-o vor trimite, pentru că, da, nu a fost o carte ieftină, am dat 35 de lire pe ea.
Și sincer, plus ce am vrut eu cu livrarea, plus stresul, plus nervii, că eram nervoasă, nevoie mare. Mamă, ce vezi, așteptă-l la Royal Mail. Sunt în grevă și nu mai știu ce fac și nu livrează și nu fac de unde. Cine e vinovatul? Eu aici. Cum spunem noi, user error. Da, a fost un user error, am lăsat adresa aia care nu știu ce a fost în capul meu. Bine că l-am livrat-o în Londra la serviciu actual, că aia a fost funny. Și, prin urmare, asta este boacăra zilei. Mi s-a părut funny cât de revoltată eram eu și aseară și azi de dimineață, că domnul nu mai știa cum să mă calmeze. Lasă-i, domne, că au și ei greve, că nu știu ce. Și când mă uit, bine că n-am făcut, știi că asta e penibilul, că eu am stat și m-am abținut, că domnul zice, dar de ce nu-i sunt? Și eu stau și sunt și m-am abținut, ceva în mine îmi spunea, bă, nu e prima mea boacănă de genul ăsta. Unul la mână, doi la mână, nici n-am contrăbăit bine prin jur să văd dacă nu-i cumva lăsat pe undeva pe un colț afară. Dacă nu, da, aveam poza, dacă nu a lăsat totuși un card pe undeva, un card din ăla care îți spune, am livrat-o la vecinul din Brighton, du-te și ia-ți-o. Da, un card au lăsat, dar au lăsat cardul la extensia mea de cadou. Da, extensia lui de cadou, bineînțeles, Doru primește cadou în ultimul timp. Dar nu vine, domnule, ianuarie, mă revanșez eu. Da, asta este boacănea mea. Vă rugăm, spuneți-ne în comentarii ce notă dați de la 1 la 10 acestei boacăne. 3! Mie mi se pare senzațional. Până una alta, vă mai prezentăm vremea, bineînțeles, pentru că n-ați mai aflat de mult, că aici a nins și a rămas nins soare, așa cum... Când i-am spus-o pe așa la congelator, pare că l-a avut răptate. Uite, mă așteptam să vedem și noi mai mulți oameni de zăpadă pe aici, copii, să fie cu săniuța. Că dacă eram eu copil aici, păi erau cel puțin 3 dărdelușuri făcute de mine. Deci cum eram noi la țară, mă, ne adunam și unde era un pic de vale, acolo era dărdelușul făcut. Veneam cu apă de acasă, dădeam cu apă să ne asigurăm că facem gheață. Era dărdelușul dedicat pentru sănii, dărdelușul dedicat pentru ciolofană, ăla era cu zăpadă, ăla trebuia să fie mai moale, și dărdelușul dedicat pe pantofi, să te duci ca pe patine. Mă rog, noi n-aveam patine, că na. E bine că măcar tu te dădeai pe dărdeluș. Eu, din categoria ce boacă ne mai făcea Delia, eu am zis într-o iarnă că pot să zbor. Eram cu bunica mea și am ieșit cu Sania și mi-a plăcea să mă dea cu Sania, să mă tragă cu Sania. Și la un moment dat aveam o porțiune de zăpadă, o porțiune de foarte clară, de ciment care nu era acoperit de zăpadă, dar ca un pătrat așa foarte clar, adică era bine delimitat pentru că jos era un nod din ăsta de țev de apă caldă, după aia iarăși zăpadă. Deci era foarte interesant și am zis, eu zic, mamă, să vezi ce fac acum. Să vezi ce... Păi n-a văzut crângașul ăsta, ce săniuotoare de erai serviciu. Erai pe dinastia crângășenilor? Da, eram. Era pe acolo, pe Giulești. Nu, era pe calea Giulești, de fapt. Pe calea Giulești eram, dar eu voiam să îmi duc renumele mai departe, spre Crângaș, înțelegi? Și am luat pur și simplu Sania și am zis, îmi iau, având de pe peticul cu zăpadă numărul 1, trec cu Sania peste peticul de ciment, o să aterizez pe peticul de zăpadă numărul 2. Inteligentă de mică, ce pot să zic. Bineînțeles că în momentul în care mi-am luat având de pe peticul de zăpadă numărul 1, când am ajuns pe peticul de ciment, Sania s-a oprit în prima porțiune de ciment și m-a aruncat efectiv în față pe restul de ciment, în față. Când spun în față, în sensul că m-am julit aici sub buză. Deci am venit cu buza de ciment. De era după aceea Bianca Drăgușanu, ar fi fost invidioasă, nici nu era botox pe vremea aia. Eu pusesem buze de la 8 ani. Nu dai seama dacă ai fi stat la țară, cum ar fi fost? Mamă, câte mâini rupte aș fi avut? Câte nebunii ai fi putut face? Adică noi cele mai dure le aveam pe alea când ne dădeam pe dărdeluș, aveam dărdelușuri foarte abrupte și nu puteam coti și ne duceam în baltă, în râu. În... Ah, nice! Era nice. Super nasol. Avea și costum de baie pe voi când... Nu, că nu era adâncă. Ah, okay. Dar era rece. Când scoteai picioarele de acolo, te rugai să nu-ți rămână bocanci în urmă. Așa, extreme, n-am făcut. Am înțeles că acum e antrenament din ăsta, să devii bărbat alfa. Băi, cu gheață, să stai la minus 10 grade în kilos de tablă, să faci tot felul de lucruri de genul ăsta, că asta te face bărbat. Că, da, desigur, nu ești tu bărbat dacă ești din peșteră și știi să dai cu pumnul. Asta alo, Evu Mediu, da. Voi sunteți. A sunat prezentul. Sunteți bine acolo. Prin urmare, avem boacăne din prezent, boacăne din trecut și ce vrea domnule Remus? Remus, domnul Remus, ce doriți? Ia să-i domnule, ce domnul Remus? Ia ziceți domnul Remus, care e treaba? Să trăiți? La mulți ani cu sănătate. Super! Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Asta înseamnă influență reală. Nu neapărat pozitivă întotdeauna. Happy birthday.
Uite, stai că eu încă învăț, eu lucrez și învăț cu camera asta, doar vrea să mă transform în acest influencer, dar el nu știe că asta este o chestiune din sânge, efectiv. Da, a fost foarte frumos cum au sunat și au cântat, mă amuză că eu fac așa... Bine, nu cred că sunt singura, mi-am descoperit eu apa caldă, dar îmi place să încânt lumea când e ziua lor cu vocea ta, vocea mea, mai ales acum, este încă senzațională. Și ca dacă într-un an, Doamne ferește, uit să-i sun, să fie, a, bine că nu m-a mai sunat aia, că iar îmi spărgea timpanul, iar îmi strica ziua cu cântatul ei. Acum, aici, în Peak District, observi? Nu prea avem zăpadă. Da, foarte bine. E, dar e foarte ciudat că mă așteptam ca aici să fie cea mai multă zăpadă, având în vedere că noi anul trecut aici am venit să ne bătem cu zăpadă. S-a topit, au venit și da, s-au bătut și mergeam s-a pe aici, pe câmpurile astea. Uite acolo în față, uite, se vede un pic așa, dar e puțină, nu poți să faci un om de zăpadă. Ah, dar e frumos. Noi asta am fi vrut, să facem un om de zăpadă pe care să-l ducem acasă. Acum nu știm. Zăpadă. Avem mai multă zăpadă la noi în fața casei și alta nu. Da. Vrei să întoarcem să stai acasă? Nu! Mai boscorodești mult? Nu, nu. Bun. Am ajuns în Homesfield. Hai să vedem dacă găsim locurile alea frumoase din Anglia, pentru că pe aici, cică iarna, se face așa un peisaj magnific, dar dacă nu prea e zăpadă, cică și în Cotswold e frumos. Dar noi în Cotswold n-am putea să mergem acum, că n-avem, domnule, timp, că noi încă lucrăm. Nu știu, e primul an în care lucrăm în perioada asta. Anii trecuți tot timpul aveam liber în perioada asta. Lucrurile erau diferite. Aici mă așteptam să fie pe masivii din Peak District, zăpada cu duiumul. Dar e așa, peticele, peticele. Ce față, uite ce puține. Da. Eu sunt mulțumită și cu asta, pentru că am avut zăpadă dimineața aia și pentru mine e mai mult decât suficient, că eu sunt așa ca o pisică. Îmi place să o văd, uite așa, din mașină. Și s-o pun eu la congelator. Și s-o pui la congelator. Uite, de fiecare dată când intrăm aici în Washford in the Water, am o senzație de Franța. Dacă ar fi fost zăpadă, ar fost exact ca sătucele alea frumoase din zona Mont Blancului. Superb, dar cel mai superb loc de aici, dacă îmi permiteți această exprimare, este acest loc. Uitați-vă și voi cât de frumoasă este căsuța asta aici, care de fapt este o mega căsoaie, este un hotel. Dacă ușa așa închisă n-am găsit-o niciodată, iar cât de frumos au decorat ușa, cât de frumoasă este acea coroniță cu portocale. Ia să verificăm dacă e deschis. Ar fi culmea să fie închis. Nu cred că e închis. Măi, domne, e bine. E deschis, dar ai grijă că alunecă jos, le rupe. Dă mâna. Alunecă, da? Ai grijă. Este incredibil, dar alunecă pietrișul ăsta, ceva ce nu am văzut. Hello. Americano with a little bit of milk. Yeah. Same for me. No, two America. Of them. Two Americano with milk. Yeah, we'll start with okay. That. Thank you so very much. Hello. How are you? All right. Good, thank you. Coffee. Bună dimineața. Chiar că bună dimineața, cât e ceasul? E 12. Thank you. Bun fi în seasă. Thank you so much. Thank you. Nu mă întrebi, nu mă bazi la cap, faci doar ce spun eu. Asta e echipa perfectă, știți? Sounds like a plan. Înainte de orice trebuie să trecem repede pe acasă, că am nevoie, am uitat ceva acasă. Și deci nu o să mergem direct la surpriză, o să facem un popas. Gata, l-am pornit. Alina? Da. Să nu te bată pe geam. Da? Da. Delia, ține vorbă, fii atent. Ei sunt din mașină. Ok. Ei deschide ușa lui Delia. $2,025, Doru is still opening the press. So theater tickets to a West End show with three courses and a cocktail. We are eating, guys! Hooray! Your story to tell starts here. City view afternoon tea for two after craft. My birthday! Wow! For the Royal Ascot. Yes! No, my God, lasă că ți ajunge ție. La mulți ani frumoși și prosperi. Cruise on the sand. On the sand? Am așteptat pentru asta. Băi, sunteți nebuni! Băi, cât e de tare, mă dau cu tractorul! Eu abia știu să filmez. Așa, domnul Moraru, v-ați distrat?